Sindicaliștii de la Cartel Alfa au adunat aproximativ 100 de persoane în fața prefecturii pentru a cere de urgență modificarea legii dialogului social. În primul rând, revendicarea majoră a noastră este modificarea în regim de urgență a legii dialogului social. Atunci când a apărut în 2011 această lege, actuala coaliție de guvernare a depus moțiune de cenzură și au spus clar că sunt foarte nemulțumiți de prevederile acestei legi, care încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului. Acum au ocazia să facă această modificare și așteptăm acest lucru. Credem că este timpul să se mai aplece și asupra cetățeanului, să lase la o parte bătălia politică și campania electorală. Sunt probleme grave, deoarece prin modificarea acestei legi, guvernul Boc a dat cea mai mare lovitură sindicatelor și angajaților, care, nemaiputând să își negocieze contractele colective, se văd neapărați în fața angajatorilor, se întâmplă fel de fel de abuzuri și cerem renegocierea acestei legi. În plus, liderul grupării consideră că apropierea alegerilor îi va determina pe politicienii din gruparea uselistă să își amintească de promisiunile de dinainte de campania electorală de lunile trecute și să modifice această lege. Vrem să arătăm guvernanților că suntem nemulțumiți, sperăm să existe un dialog și dacă au înființat un minister și este un ministru al dialogului social, vrem să se facă simțit acest lucru. Mizăm și pe faptul că, având în vedere că se apropie campania electorală, vor încerca să dea curs unora dintre revendicările noastre, deoarece, dacă nu, și noi în campanie vom avea alt mesaj către cei care îi reprezentăm. Rămâne de văzut dacă useliștii vor lua în considerare protestul și dacă își vor respecta promisiunile anterioare. În urmă cu doar câteva luni, chiar Liviu Pop, ministrul delegat recent pentru dialog social, promitea modificarea legii dialogului social.